No și servus și bună dimineața. Am pe cine să salut pe canal? Am, că e ora 10. S-a făcut ora 10, înseamnă că a sunat clopoțelul. A sunat clopoțelul, lumea a intrat pe canal să discutăm, să dezbatem problemele la ordinea zilei. Nu înainte de a bea o gură de cafeluță, cafea primită pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, de la Daniel din Illinois și de la Gabriela de aici din zonă. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere. Bem o cafea. Cafeaua, adevărata benzină care ne pune motorașul în mișcare în fiecare dimineață. Cafeaua, ca cafeaua, dar benzina s-a scumpit. Titrau ieri ziarele, benzina și motorina au trecut pragul psihologic de 5 lei litru. Păi la ce ne așteptăm? Ne așteptăm să se ieftinească, să fie 3 lei, să ne umplem rezervoarele și să mergem hai-hui? Nu! S-au scumpit carburanții, energia s-a scumpit și ea, carnea de pui cu 10%. Unde mai pui, că și pâine urmează să se scumpească. Ce să facem? Se scumpește benzina, motorina, om ține mașina în garaj. Ca maestru Țiriac, ce a declarat Țiriac, că și-a luat două mașini scumpe, fiecare cu 1 milion de dolari bucata. Și le-a lăsat Țiriac 10 ani într-un garaj. A uitat de ele. Mă, așa se tot. Deci el a uitat de mașinile alea de 2 milioane de dolari, cum uităm noi de aia 5 lei în blugii de păstăvară. Și noi ne bucurăm când găsim aia 5 lei, ioi, 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 că mai pun lângă ei încă 15 și iau ceva de mâncare. Maestru Țiria, când a văzut că de 10 ani n-a pus mâna pe acele mașini, le-a vândut la jumătate de preț. Ei, că cine poate, poate. Românul inventiv, românul descurcăreț, când nu mai are bani, vinde ce are în garaj, ca un craiovean. Un craiovean a pus pe internet care de vânzare un tun cu ghiulele din al doilea război mondial. Bă, de unde l-o fi luat el? De unde o fi luat tunul? De unde o fi luat tunul? De unde l-o fi luat? Dar e de apreciat că l-o recondiționat și l-o pus în vânzare. La câte tunuri să dau în România? Mai contează o rablă de tun din al doilea război mondial? L-a vândut în 24 de ore, l-a vândut cu 3.000 de euro, un preț modic unui român și a asigurat și transportul. I-a dus tunul acasă cu tancul din dotare. Așa suntem noi, dacă nu avem autostrăzi, ne adaptăm, domnule. Ne adaptăm, nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm. Bem o cafea. Daniel din Illinois a dat cafeaua și a scris acolo, zice, mulțumim că ne ții la curent cu știrile din țară. Încerc și eu, fac și eu ce pot, că nu-s radioșanț, dar încerc cât de cât, numai bine sănătate. Naționala de fotbal a României a semnat un contract cu lanțul de magazine Penny pentru vreo 4-5 ani. Deci de acum, când vezi jucând Naționala României, să te aștepți să vezi pe pieptul tricolorilor acolo, pe tricou scris mare Penny, fără litera S la sfârșit, dacă iau bătaie. Penny, mă, Penny, Penny să fie sponsorul național. Toate naționalele mari ale lumii, ale Europei, au lanțuri hoteliere, companii tari de mașini. Noi, o alimentară, mă. O alimentară, de ce? De ce e alimentară? Că fotbalul care se joacă în România e falimentar. Păi în ritmul ăsta, în 2-3 ani, o să-ți iasă și Penny. Până acum era Telecomul sponsor principal la Naționala de Fotbal. O să iasă și Penny în 2-3 ani dacă ratăm toate calificările. Și o să scriu frumos pe tricoul tricolorilor echipa națională sponsorizată de ABC-ul de la Colț. Dau și pe caiet. Dau pe caiet. Ai noștri nu prea dau gol când joacă. Bă, nu ori putut lua ei un Lidl să le fie sponsor. Lidl, merit să fii surprins. Păi nu, că erau cam surprins românii când ajungeau cu mingea în fața porții adversarului. Merit să fii surprins și să nu dai gol. N-au putut ei să ia sloganul de la magazinul ăla la 2 pași. Să le fie sponsor rețeaua de magazine la 2 pași. La 2 pași de gol. Dar încă nu e în poartă. Ce să facem, domnule? Ce să facem? Penny, sponsorul național de fotbal masculin a României. Penny. Ei au sloganul economisim dragoste. Economisim bani, nu dragoste. Penny, economisim bani, nu dragoste. Că se economi, se pricep la bani, la banii noștri. Vedeți? Dacă Penny e sponsor la națională, ar putea fi cineva din conducerea Penny premier. Că știe să economisească bani, omul ăla. Acum nu avem buget, se apropie luna februarie. Noi nu avem buget pentru că trebuie să taie de undeva domnul Câțu. Câteva ministere depășesc bugetul pentru anul în curs. Păi mai taie din ele de le drea, cu vorba viralului. Mai taie de pe aici de pe acolo. Mai o pensie specială, mai o sinecură, mai o deplasare, mai o, mai o, mai... Știți voi de unde să tăiați. Dar nu tăiați că de la ai voștri.
De la ai noștri, asta ia cu tot dragul. Ei, ce bani erau anul trecut! Ce bani erau! Numai doamna Firea a dat televiziunilor 1 milion de euro din bugetul primăriei pentru campania Bucureștiu Consolidat. Nu s-a consolidat nimic, nicio clădire, nu s-a consolidat nimic. A crezut ea că își consolidează imaginea pentru 1 milion de euro. Dar pe la televiziune, doamna Firea au crezut că e nemuritoare. Nemuritoare rămâne în sufletul nostru pe cele ce a făcut, dar totul să dai atâția bani la televiziune, că șa seară era la TVR, la televiziunea națională, era domnul George Simion de la Aur. Bă, ce debit a băiatul ăsta, ce debit, nu stăpânește chestiile, nu stăpânește. 10% e o căciulă prea mare pentru el. Spunea la un moment, dacă după aia am și schimbat, spunea că Iohannis nu-i ales legitim de către popor. Au fost prea puțin la vot. În plus, el și-a ales cu cine să intre în turul 2. El a hotărât că în turul 2 să intre cu Dăncilă. Zice, pe Dăncilă o bătea și o momâie, să-ți fie rușine. Nu așa vorbești tu, mă? Și la Cristache, Cristaș, i-a zis, zice, dar ce dovezi aveți? Păi zice, nu avem dovezi, dar evident. Mi-a dus aminte de regretatul tribun și el avansa chestii de-astea. Și când îl întrebau reporterii, dar domnul Vadim, aveți dovezi? Am, dar le-am uitat acasă. Tot pe asta se bazează naționalismul ăsta. Hai să arunc nada, hai să împroșc, hai să ăsta. Dovezi n-am, dar-s mare în gură. Doamna Șoșoacă s-a contratier cu domnul Gâdea. Ei, pretind mare erau, dar ieri s-au certat în emisiune în Sinteza Zilei, a dat domnul Gâdea publicitate și n-a mai apărut doamna Șoșoacă. N-a mai apărut. A zis că e abuzată psihologic de antene. Probabil că s-a dus pe soclul statuiei lui Cuza, doamna Șoșoacă, să stea acolo pe statuie și noi să-i dăm la statuie salutare. Că știți, de Ziua Unirii a mers la Iași, s-a filmat acolo pe Facebook cum s-a urcat ea pe statuia lui Cuza. Dar nu-i rușine? Nu-i rușine? Fă, doamnă, ceva în țara asta și după aia o să-ți ridicăm și ție statuie. Sau măcar un soclu, sau un piedestal, sau un cavou, sau ceva. Dacă era la Cluj-Napoca, poate alegea statuia lui Matei Corvin. Să stea acolo, sub burtica calului. Să permite cacofonia în cazul ăsta. Ciutacu și cu cumpănașul s-au scuipat urât de tot la România TV, cam în același interval orar. Ciutacu l-a dat afară, adică nu era în emisiune, i-a tăiat microfonul lui cumpănașul. Vedeți? Când ai oameni dubioși cu care îți faci emisiunile și te bați pe burtă cu ei, până la urmă, vrând nevrând, tot ajungi la contradicții. Și nu-i frumos. Mai avem oameni, vorba Monicăi Lovinescu, de bună calitate umană în țara asta, dar ei n-apar la televizor, apar aici pe net. Cafea bună din America, mulțumesc, de pe buymeacoffee.com/NicuBendea. Cafele virtuale, ca să dăm în ei cam tare. Dar, să vă zic, să nu vă zic, să vă zic, s-a aflat bomba bombelor, știrea știrilor, senzația senzațiilor, s-a aflat cât poartă la pantof Bianca Drăgușanu, cât are ea în labă, ca să fiu așa mai frust. 41. Sândăluțe mărimea 41, Bianca Drăgușanu. Asta trăiește pe picior mare, numai în Maldive, numai în Dubai. 41 la picior. La Bocanc 42. Dar ea n-are nevoie că merge tot prin țările calde. Bianca, dacă îți rămân cumva mici șlapi, dă mică, mi s-a aproape bun mie. Ce înseamnă? Să stai pe piciorul tău 41. Da, 41. Am mai aflat că Jador nu prea știe citi. Acolo era o probă la Survivor de trebuia să citească un bilețel și l-a dat la Culiță Sterb, lui Culiță Sterb să-l citească. Ci că omul știe citi. Știrea era cam tare, așa zice. Știe citi, dar nu știe toate cuvintele. E greu, mă, că noi cu alfabetul ăsta avem așa de multe litere și apoi se formează acolo un cuvinte de genul sternocleidomastoidian și apoi nu le mai poți citi. Tu știi literele, dar așa când se unesc în grupuri și formează așa fraze și propoziții, nu, dar altfel Jador cicoterinat aseu, științe economice. Jador, termină cu Survivor-ul și hai în țară. Înscrie-te într-un partid politic, ai toate șansele. Dar nu că tu ești cântăreț, ești în trending și vorba aia, nu trebuie să știi citi, trebuie să știi cânta bine și mai ales tare. V-am lăsat, vă pup tare, tare, aveți grijă, mai puneți mâna pe o carte să nu uitați cumva cuvintele. Sănătate, multe scuze de deranj și mâine de la aceeași oră aici pe canal. Vă aștept la comentarii.
Vă aștept cu like-urile voastre, cu comentariile voastre și de ce nu, dacă aveți timp sau poate un pic de vreme, să dați share acestui video. Mulțumesc frumos, spor în toate și cele bune! Pe mâine!